Louis Lory, frații Willoughby și am ajuns la sfârșit. Epilog. Ce ar mai fi de adăugat la finalul atât de fericit al acestei povești de modă veche? Mai avem de povestit câteva detalii și de aflat care va fi viitorul personajelor noastre. Cum a reușit fiul comandantului Melanov să străbată atât amar de vreme, la o vârstă atât de fragedă, fără pașaport și neavând decât niște franci elvețieni ascunși în ridicola pălărie cu pană? Ei bine, puștile era de modă veche, deci extrem de isteț. Ajuns în Rotterdam, unul dintre cele mai importante porturi din Europa, s-a strecurat în cala unui vapor care traversa oceanul spre continentul american. Firește că a fost depistat, dar a fost lăsat să lucreze ca băiat bun la toate. A muncit enorm, fără să primească niciun ban și a fost tratat ca ultimul om și colac peste pupăză. În insulele Azore, niște tâlhari au umblat prin lucruri și i-au furat toți chiloții. Dar toate aceste greutăți l-au întărit și iată a ajuns cu bine la destinație. A devenit moștenitorul fabricii tatălui său și președintele ei, preocupându-se mereu să-i mențină renumele și reputația de cea mai bună fabrică de cofeturi. Cu părere de rău, vă spun că ciocolata pe care comandantul Melanov o crease cu atâta entuziasm nu a prins niciodată la public. Poate pentru că n-a avut numele potrivit. Mereu spunea, legat de Liquid Twist, marele său triumf că numele este totul. Cu noul baston de ciocolată numit Little Ruti, că mă mănâncă insectele astea. Pur și simplu a dat kicks. Sincer, comandantului nu prea a păsat de acest eșec, avea deja o avere considerabilă, fiul său se întorsese acasă, iar el se căsătorise cu dădaca pe care o iubea. Ca pe ochii din cap, da, firește că până la urmă au luat-o de nevastă, așa că se simțea un om cât se poate de împlinit. Și totuși problemele pe care le avusese cu găsirea unui nume potrivit n-au încetat niciodată. În seara aceea, confuză și minunată, când fiul pierdut al comandantului s-a întors acasă, gemenii l-au întrebat. Cum te cheamă? Burnaby, a răspuns el. Gemenii s-au privit uimiți. Si? Au întrebat ei. Ce? A zis copilul. Copilul meu, a exclamat patetic comandantul Melanov, nebun de bucurie și îl tot săruta pe obrajii murdari, privindu-l în ochii strălucitori. Problema e că și noi tot Burnaby ne numim. Eu sunt Burnaby A, a zis unul, iar eu sunt Burnaby B. Deci el trebuie să fie Burnaby C. Ce aberație! Cum să-i spun propriului meu fiu ce? Voi mai aveți vreun nume? Hai să vă spunem pe numele celălalt. Gemenii oftară adânc și se foiră cam rușinați. Atunci Tim spuse, eu sunt Timothy Anthony Malachin Willoughby, fiindcă părinții noștri care iartă-mă de dacă erau niște neghiobi, s-au gândit că e bine ca un băiat să aibă un nume, să aibă cât mai multe silabe, adică un nume de băiat, zise el privind cu compătimire spre Jane. Și gemenii cum se numesc? Când s-au născut gemenii, părinții noștri tocmai mâncaseră la un restaurant italienesc, deci... Tim se întrerupse și se întoarse spre gemeni. Hai, vreți să spuneți voi? Copii aprobară din cap. Eu sunt Burnaby Linguini Rotini Willoughby, oftă unul dintre el. Iar eu sunt Burnaby Ravioli Fusili Willoughby, zise fratele lui înroșindu-se la față. Sfinte sisoie, exclamă comandantul. La asta nu mă așteptam, dar nu-mi place să vă strig abe și cer numele astea nu o să vă ajute în viața dacă veți avea vreodată vreo carieră ca oameni de afaceri. Ce ne facem, zise el cerșind ajutor din priviri. Că de ce nu le putem pune alt nume? Propuse Tim. Da, strigă Burnaby A. Aș vrea atât de mult să mă cheme Bill. Eu aș putea fi Joe, zise fratele lui. Zis și făcut. Comandantul Melanov s-a prezentat cu copiii în fața autorităților, unde i-a adoptat oficial și le-a schimbat gemenilor numele în Bill și Joe, nume pe care aceștia le-au păstrat cu mare bucurie pentru tot restul vieții. După ce copiii au devenit Melanov, comandantul a încercat să nu se mai întrebe unde auzise de numele Willoughby. Nu-și mai amintea de bilețelul pe care îl găsise prins de hăinuțele micuței, dacă nu l-ar fi ars odată cu scrisorile. Din hol, poate ar fi recitit post-scriptumul scris cu creionul care suna astfel. Dacă vreți să oferiți cuiva o răspată pentru bebelușul ăsta îngrozitor, trebuie să vă adresați gemenilor Willoughby. Au. Și ar fi aflat răspunsul la întrebare, dar poate că acest lucru ar fi stârnit noi întrebări. Până la urmă e mai bine că, în mod fortuit, bilețelul și misterul au dispărut. Cel de-al treilea, Burnaby, își păstră numele. Dar îi se spunea junior, fiindcă se dovedi că și pe comandantul Melanov îl chema tot Burnaby.
Mai târziu, comandantul inventă niște bomboane cărora le spuse Junior Mint și care ar fi putut avea succes dacă n-ar fi existat deja ceva asemănător pe piață, inventat de altcineva. Liquid Twist rămase cel mai de succes produs al comandantului. Când se făcu mare, micuța Ruth porni în căutarea mamei sale biologice și află că femeia scăpase de greutăți și trăia cu bine mersi în Champagne, Illinois. De Crăciun, Ruth îi oferi cadou coșulețul în care fusese găsită, pe care îl dusese unui bijutier să-l acopere cu aur. În mod cu totul surprinzător, Ruth se căsători în cele din urmă chiar cu fratele ei Vitrec, Tim, care deveni consilier juridic, așa cum i se prezisese. Pe placa de alamă de pe ușa biroului său din fabrica de cofeturi scria: Domnul Timothy Anthony Malachy Willoughby Melanoff, consilier juridic. Era o profesie care permitea să fie arogant și cu nasul pe sus, dar fiindcă și adora soția, n-a mai fost niciodată nemilos. Gemenii Bill și Joe rămase burlaci, iar astăzi patronează împreună un lanț de magazine de haine numit Big Sweater, pulovere mari, Sweaters, care e celebru pentru oferta lui de două pulovere la preț de una adresată tuturor părinților de gemeni. Jane crescu mare și deveni profesoară de literatură feministă, se căsătorise cu un bărbat pe nume Smith și avună tripleți, trei fete gemene, pe care le numiră Lavender, Arpeggio și Noxzema. În Elveția, dirigintele de poștă și nevasta lui conduseseră mulți ani oficiul postal în cel mai eficient și organizat mod cu putință. Nu avuseră niciodată copii, ceea ce era chiar mai bine, fiindcă pe amândoi îi scotea din sărite copiii care făceau numai deranj. Comandantul Melanov și cea de-a doua soție, Dădaca, mergeau uneori, când cei șase copii erau încă mici, în vacanțe în Elveția. Vara pentru dumeții, iar arna la schi. Întotdeauna se opreau în orășelul de la poalele Alpilor să dea bună ziua și să bea un ceai în micuțul oficiul poștal. În timpul acestor vizite, cei patru fați Willoughby, care de altfel nu aveau nicio legătură cu cuplul din Elveția, mereu se scuzau politicos și dădeau o fugă până la o cotitură a unei scări din apropiere. Acolo, la poalele muntelui, își treceau de la unul la altul binoclu și priveau în zare spre piscul care îi lăsase orfani. Salutau în felul lor siluetele îndepărtate ale celor doi părinți, fericiți că ajunseseră așa de sus, cu zâmbetele largi înghețate pe chip de vecie. Și nu era un moment trist, era doar un obicei de-al fraților Willoughby, urmat întotdeauna de o cană de cacao. Sfârșit! Iar la sfârșitul cărții există un glosar în care, dacă nu vreți să folosiți dicționarul, ceea ce ar fi de preferat, aveți o parte dintre cuvintele aflate în această carte, da? Și ce anume înseamnă ele. Sunt puse în ordine alfabetică, evident. Și uite, spre bucuria mea, chiar dacă eu am explicat după fiecare capitol în carte, în parte de cărțile care sunt aici pomenite, avem și o listă de cărți de pe timpuri care vorbesc despre copii orfani demn de mină, dar foarte descurcăreți, despre familiile lor zgârcite sau ticăloase, despre binefăcătorii cu suflet mare și despre felul în care pot ei schimba viața acestor copii fermecători. Dar dacă o să urmăriți fiecare capitol în parte, acolo unde am înregistrat, citind cu voce tare, acolo o să vedeți toate cărțile, da? Pe care eu vă invit să le citiți. Și uite așa, aceasta este prima carte mai mare pe care eu m-am hotărât să o citesc cu voce tare. Și să știți că am făcut treaba asta cu multă bucurie și sper să vă fi făcut curioși, așa intrând în lumea minunată a poveștilor, în care poți să-ți imaginezi ce vrei și poți să fii orice personaj îți dorești. Vacanță cu tihnă, cu sănătate și lecturi cât mai plăcute!